Evoluția coronavirus în România și în lume sunt ultimele informații care au venit din partea autorităților. Vorbim de 8.262 noi cazuri de persoane infectate cu COVID-19 la noi în țară, la peste 31.000 de teste efectuate în ultimele 24 de ore. Așadar, 8.262 noi cazuri de îmbolnăvire în ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri noi în București, avem 1.003 cazuri, județul Cluj, 606, Constanța 422, 186 decese în ultimele 24 de ore, iar în total până acum în România vorbim de peste 9.200 decese, peste 9.200 oameni români care au murit din cauza coronavirus. Rămâne ridicat numărul românilor care sunt internați în stare gravă în secțiile ATI, în secțiile de terapie intensivă, 1174 români la ATI. Iar până acum în România vorbim de peste 373.000 de cazuri de coronavirus, persoane infectate cu COVID-19 și peste 250.000 de pacienți care au fost declarați vindecați de la începutul pandemiei până în prezent. Coronavirus în România, vedem și evoluția COVID-19 la nivel mondial. În lume vorbim de aproape 55.500.000 de cazuri, cu peste 1.300.000 de oameni care au murit din cauza coronavirus. Iată și numărul persoanelor declarate vindecate a depășit 38.500.000. 38.500.000 de oameni care au fost declarați vindecați de la începutul pandemiei. Cele mai multe cazuri sunt în America. America are peste 11.500.000 de cazuri și peste 250.000 decese. India are aproape 9 milioane de cazuri, iar Brazilia se apropie de 6 milioane de cazuri. Ultimele informații despre evoluția coronavirus pe site-ul nostru, libertatea.ro, date noi și pe pagina noastră de Facebook.